Ce mai greu, iar când tu să te duci te obsedează mereu. Stau cu băieții, suntem față în față, o grămadă șmecherii, dar nu mai e ca altă dată. Ne uităm unul la altul cu mirare și ne întrebăm care dintre noi va mai pleca. Dumnezeu să certe pe cei care au murit și să ia în pasă pe cei care au fugit. E greu așa că am plecat de acasă, spun cu când se vor să pună grosul pe masă. Mi-e dor de ei, dar lasă, într-o bună zi vor sta cu toții la masă. Au încercat aici să se ridice, treaba nu a mers și și-a făcut rost de vize. Am ajuns aici și o duc bine, fratele meu mă cheamă și pe mine. Oriunde în lume, dacă ai pleca, o scrisoare, pe una scrie statele unite, pe alta scrie închisoare. Au plecat, au ajuns, sunt în state, se descurcă bine, blindulează mașini furate. Primesc scrisori, Franța, Austria, închisoare. I-au prinția judeca și-au băgat la părnaie. Să știi, frate, că ne e dor de tine, iar când scăpăm de aici ne înrolăm în legiune. Treburile se complică, primesc un telefon, doi frați de-a mei sunt căutați de Interpol. Se pare că de data s-au mers prea departe și acum fugați disperați din state în state. Sunt care muncesc și-au tot ce vor, ba mai mult trebuie și la familiile lor. După cum vedeți, băieții mei nu se lasă, o duc bine, o duc rău, mai trimis și va pe acasă. Oriunde în lume, dacă ai pleca, să vină, mulți o să plece. Asta este viața care încet încet trece. Vumeții se însoară, târfele se mărită, toate mi se rest, cetățenie fericită. Și te-ntorci peste 10 ani în România, 9-1-1, asta ce mașina. Sau te-ntorci ușor, aici e liniște, că pe pașaportul tău scrie interdicție. Nu contează când ai plecat sau când vii, că ai trimis ceva sau uitat să scrii, că te scazi în bani sau ești pârlin. Aici ține acasă, ești bine primit. Oriunde în lume, dacă ai pleca, nu uita cu cine ți-a trimis copilăria și trimite o scrisoare, chiar dacă ești bine sau ești la închisoare. Și trimite o scrisoare, chiar dacă ești bine sau ești la închisoare.